O nouă ședință de judecată în dosarul fostii direcții 5 a Ministerului de Interne privind angajările fictive la Inspectoratul General de Poliție. Pentru prima dată la ședința de astăzi a fost surprins de jurnalist și președintele FEIA, Dorin Damir, în timp ce era escortat de polițiști. Acesta a refuzat însă să vorbească cu presa. În acest dosar mai este cercetat fostul ministru al apărării și șef al IGP, Alexandru Pânzari, dar și fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale numărul 5, Valeriu Cojocaru. Ședința de judecată mai durează și la această oră. Procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest pe numele lui Valeriu Cojocaru și a lui Dorin Damir. Pe 24 septembrie curent, PCCOX, cu suportul operativ al ofițerilor SIS, a finalizat urmărirea penală și a expediat dosarul în instanța de judecată. Totul a început încă acum 4 ani, când Alexandru Pânzari, care conducea Inspectoratul General de Poliție împreună cu șeful de atunci al direcției, Valeriu Cojocaru, l-au angajat ilegal pe Dorin Damir. Acesta, din urmă, care este și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, primea salariu de la stat. Periodic era ridicat în grad și avea acces la informații secrete. Inculpaților le sunt incriminate 5 capete de acuzare, exprimate prin abuz de serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Pentru cele incriminate, legea penală prevede pedeapsă de până la 12 ani de închisoare. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. O să găsiți cele mai bune știri și emisiuni. Dacă v-a plăcut acest video, faceți share și nu uitați să ne dați și un like.